Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre diagnosticarea unui scooter. În cazul nostru este vorba de un scooter Kymco Sento 50, dar nu are importanță, o să discutăm la modul general. Așa, scooterul nostru în cauză nu pornește. Și haideți să vedeți. Pripus. Deci nu dă niciun semn, el dă la automat, dar nu pornește, nu dă niciun semn. Acum o să începem diagnosticarea lui. Pașii aceștia care vi voi prezenta sunt valabili la orice tip de scooter. Așa. Fie că este vorba de 2 timpi, fie că este vorba de 4 timpi. În cazul nostru este un scooter în 4 timpi. Este exact ca și scuterele chinezești, este același motor. Primul lucru ce trebuie verificat, pașii aceștia sunt luați în ordinea simplității. Începem cu ce este mai simplu și dacă tot ceea ce verificăm până la momentul respectiv este ok, o să ajungem la lucruri mai complicate, unde este mai mult de muncă. Acum, primul lucru, trebuie verificată scânteia. Să vedem dacă avem scânteie. În cazul în care avem scânteie, continuăm. Dacă nu avem scânteie, trebuie să verificăm de ce nu avem scânteie. Primul lucru, o să ne facem un pic de loc. Am desfăcut deja plasticul acesta, șuruburile de la așa. Ok. Pare că nu s-a umblat de ceva timp pe aici. Așa, aici avem pipa, o vom scoate. În prima fază o să verificăm cu o altă bujie, să vedem dacă avem scânteie, ca să vedem și cu bujia pusă, pentru că se poate întâmpla, destul de rar ce e drept, dar este posibil, ca atunci când avem turație mai mare, adică atunci când avem bujia scoasă și motorul merge în gol, să avem scânteie, iar când motorul merge mai greu, să nu avem. Se întâmplă foarte rar, dar este posibil. Ok, am pus o bujie nouă, o punem undeva pe metal, așa, și acum vom da la automat să vedem dacă avem scânteie. Da. Vedeți scânteia, avem scânteie bună. Acum știm că avem scânteie. Nu știm dacă avem scânteie cu bujia noastră. Vom repeta procedeul, dar cu bujia scoasă. Scoatem bujia. Acum să vedem și cum arată bujia, cum a mers el înainte și cum, dacă avem benzină. Deci dacă se alimentează. Ok. Aceasta este bujia, nu arată deloc bine. Este puțin udă, deci se alimentează, dar cred că am găsit și problema. Benzina miroase foarte urât, miroase a diluant. Deci sigur, este vorba de o benzină veche ce trebuie scoasă. Haideți totuși să vedem și dacă avem scânteie cu această bujie. Deci repetăm procesul, dar cu bujia lui. Da, este și ruginită. Este foarte veche. Vede că n-a fost umblat de mult pe aici. Trebuie să stea. Și cu aceasta, dar cum am spus, benzina miroase foarte urât. Oricum, o să schimbăm bujia, o să punem bujia nouă, pentru că aceasta nu arată deloc bine.
Și următorul pas o să fie să desfacem carburatorul, să scoatem toată benzina din rezervor. Benzina cu timpul își pierde proprietățile, iar asupra carburatorului are un efect chiar devastator, pot spune. Se formează niște depuneri, se face ca un calcar, să spun, dar ceva foarte, foarte tare și se curăță foarte greu. De aceea nu este bine ca atunci când stă mai mult timp să stea cu benzină în el, fie că este vorba de ATV, de scooter, de drujbă, de motocoasă, de orice. Ok. Deci, pe partea de scânteie este în regulă. În cazul în care nu aveam scânteie, începeam prin eliminare. Verificam prima oară bobina. Deci bobina aceasta, dacă este în regulă, aceasta se poate măsura. Dacă aceasta era în regulă, înseamnă că cel mai probabil următorul pe listă care se putea verifica era magnetul implicit cititorul. Și dacă acesta era în regulă, CD-ul nu se poate verifica, adică nu se poate măsura decât probat pe alt utilaj, ceea ce nu este chiar recomandat. Prin eliminare, dacă toate sunt bune, CD-ul este problema. În cazul nostru am scăpat, scânteia este bună. Avem o problemă cu benzina. Deci o să desfacem carburatorul, desfacem furtunul de alimentare, încă nu are nici filtrul de benzină, o să-i punem și un filtru de benzină. Desfacem carburatorul. Desfacem furtunul de alimentare. Ok, când am scos furtunul de alimentare am găsit o altă problemă și anume curge benzina în permanență. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Scuterele au un robinet vacumatic, adică benzina se oprește atunci când motorul este oprit. Acesta este din rezervor. Da, aici se vede. Acesta are două ștuțuri, unul care alimentează cu benzină, iar celălalt este vacuumul care în momentul în care dai să pornești scooterul, face, motorul creează vacuum și deschide robinetul și dă drumul la benzină. Benzina nu trebuie să curgă în permanență, cum este în cazul nostru. Deci și acesta trebuie schimbat. Da, uitați-vă puțin ce vă ziceam. Uitați-vă cum arată, cât e de tulbure și cum arată benzina aceasta. Știu dacă se vede foarte bine. Vedeți ce vă spuneam? Se formează, nu știu exact cum să vă spun, e ca un clei, ca un... Asta se întâmplă la benzina veche. Acesta se pare că a avut benzină nouă băgată peste, dar degeaba, pentru că deja a fost în carburator și carburatorul trebuie curățat, el sigur va fi plin de așa ceva și trebuie curățat ca să-l mai putem salva. Schimbăm vacuumul. Deci vacuumul este prins aici în rezervor. Desfacem și îl schimbăm, unul nou. Și apoi desfacem carburatorul ca să-l putem curăța. Am desfăcut. Acum trebuie să venim cu cel nou. Ok.
Da. Acesta este vacuumul. O să-l punem pe cel nou. Ok. Acesta este vacuumul nou. Acum avem sorbul acesta un pic mai lung, nu ne deranjează cu nimic. Dacă vreți, puteți să-l păstrați pe cel vechi, nu este niciun fel de problemă. Aici avem o sită, da, care are rol de filtru de benzină. Furtunele, aveți grijă să nu le încurcați, deci cel de jos este cel care dă drumul, deci este cel vacumatic care vine în galeria de admisie. Iar celălalt este cel de benzină, de alimentare. Așa, haideți să le schimbăm. Punem pe vacuumul nou. Ok, am înlocuit vacuumul. Acum o să-l punem la loc. Uităm colierul. Acum strângem colierul și umplem cu benzină nouă. Ok, am pus benzină nouă, bineînțeles cu sita. Așa, după cum vă spuneam, benzina avem suficientă și după cum vă spuneam, o secundă, unde este? Aici este. Deci acesta este furtunul de alimentare. Observați, nu curge benzina. Benzina nu trebuie să curgă decât în momentul în care dăm la automat și se creează acel vacuum. Atunci deschide robinetul vacumatic, adică vacuumul, dă drumul la benzină care alimentează carburatorul. Am terminat cu partea cu rezervorul, acum vom curăța carburatorul. V-am spus, sigur, carburatorul este plin de acea mâzgă din cauza benzinei. Îl curățăm și revenim.